Dragilor, adică să urmărim pe un profesor, fost profesor de matematică, sper să fie în acest film actualul duhovnic la mănăstirea pe care ați și văzut-o mai devreme. Cioclo Veni, parcă nu știu cam așa ceva, în viețul alt. Și nu întâmplător insist să vedem pe părintele rostind predica aceasta, pentru că undeva aici fie lucrătoare. Auzi. Și noi, precum au fost în apostoli și ucenicii Mântuitorului de-a lungul veacurilor, de-a lungul istoriei mântuirii, aș dori să rămână mesajul bătrânilor lui Israel care l-au caracterizat pe sutași. Ce au spus bătrânii despre acest sutaș? Nu știu dacă ați reținut. Am spus eu, pentru că Evanghelia care s-a citit astăzi cu vindecarea sutii sutașului este în varianta lui Matei, nu în varianta paralelă de la Luca. Ei, în capitolul al 7-lea de la Luca, mi se spune că bătrânii, rugați de sutaș să intervină la Iisus pentru vindecarea sucii lui, i-au spus așa Mântuitorul: vrednic este să-i faci lui ceea ce își cere, pentru că El iubește neamul nostru și sinagoga El ne-a zidit-o. Acest cuvânt vrednic este. Știți că a rămas în biserică? Într-o slujbă cu totul specială, atunci când cineva este consacrat slujirii în diaconie, preoție sau arhierie. Arhiereul care îl îmbracă pe cel hirotonit, dându-i veșmintele, Ana, urmărim împreună prima dată faptul că profesor de matematică, 18 ani fiind, oamenii răspund, vrednic este. Sper că aici să-mi vorbească, nu știu unde e, în ce... Axios. Vorbește atât de frumos despre ce înseamnă valoare. E bine, vrednic este, și asta înseamnă ceea ce spun, coincide cu modul meu de a gândi. Da. Axios, știți ce înseamnă? Înseamnă valoros. Există o știință numită axiologie. Este știința valorilor, știința ierarhizării valorilor. Când zice poporul axios despre cineva care a fost hirotonit de către arhiereu, înseamnă că e valoros. Are valoare, are un set de valori. Are o ierarhizare a valorilor. Are principii acel om. Și mai mult, verbul latin dignus est înseamnă că e demn. Adică e un om care în mod demn slujește acelui set de valori, este va. În stare să-și dea și viața pentru împlinirea lor în viața poporului, în viața lui mai întâi. Deci, încă o dată, vrednic este înseamnă că omul acela, sutașul, este un om valoros și un om demn. Merit, adică, să-l ajuți. Și prietenii, de asemenea, pentru că și prietenii, v-a spus, prietenii sutașului, internașa sutașului, pentru ca Hristos să nu meargă în casă. Să nu intre sub acoperișul lui, că nu este vrednic el pentru aceasta. Deschid aici o paranteză să vă spun, cei care citiți rugăciune dinainte de Sfânta Împărtășanie, să luați aminte că în două rânduri, această expresie a sutașului, o regăsim în rugăciunea dinainte de Sfânta Împărtășanie. Când? La Sfântul Ioan Brădeaur, a doua rugăciune, cred, a doua rugăciune, cele 12 când ne pregătim pentru Sfânta Împărtășanie, spune așa: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri Tu, adică Tu, trup și sânge, Tu ca Sfântă Împărtășanie, ca Euharistie, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este pustiu și surpat și nu găsești loc unde să-ți pleci capul. Nu sunt vrednic să intri în mine. Deci eu nu sunt atât de fascinat de faptul că el vorbește liber, trăiește, efectiv. Așa cum ai văzut în filmele mele, încerc și eu în filmele mele ca să văd lecția mea ca o rugăciune. Niște vremuri în care ne conduc oameni care n-au valoare. Extraordinar de lucru. Și nu suntem.
Deci nu sunt vrednici. De aceea, să nu vă mirați, că ne pleacă valorile. Valorile simțim, mai ales și tineri, valoroși și demni, simțim că suntem conduși de oameni care au răsturnat prin legi și faptele fără de legilor lor, au răsturnat ierarhia valorilor. Au plecat afară să se realizeze, să intre într-un sistem de valori unde ei sunt respectați și răsplătiți pe măsură. Să nu-i judecăm pe cei care au plecat. Ar trebui să le atragem atenția celor care conduc, că au ajuns acolo într-o ierarhie pe care nu o merită. Sunt oameni care n-au valoare. N-au valoare spirituală, n-au valoare morală și n-au valoare nici măcar profesională. Ne conduc, ei văd că ne conduc oameni fără valoare, care au succes, își trăim vremurile acestea în care ne conduc oamenii fără valoare, dar care au succes, iar oamenii care ar trebui să aibă succes, oamenii de valoare, părăsesc țara aceasta cu sutele, cu miile, că sunt profesori, că sunt medici, că sunt asistente, că sunt studenți de elită, care nu se pot întâlni în țara lor, care plagiază, adică fură, adică la nivelul cel mai înalt, iar ei care au merite, sunt lăsați acolo. Această răsturnare a valorilor i-a făcut pe tinerii noștri să părăsească țara. Mă refer la tinerii de valoare. Este o dramă, pentru că școliți în țara noastră, până în a 12-a, alții până după facultate, așa cum a fost copiii mei, amândoi au făcut facultatea, tot, și când au terminat, eu am terminat America, la Microsoft. Sunt acolo în companie, sigur ei își aduc acolo aportul, faptul, dar a păgubit, nu țara, e păgubită de valoarea lor. Nimeni nu poate să spună despre ei cu argumente recunoscute de toți ceilalți că sunt vrednici. Totdeauna m-am gândit când arhiereul invită aici un tânăr preot și zice, vrednic este. Și sigur se cântă la strană, vrednic este. Dar poporul ar trebui să strige spontan aproape, să izbucnească într-adevăr, e cel mai valoros dintre noi. E cel mai demn dintre noi care să ne fie păstor și învățător, să ne fie preot al parohiei noastre. Dar, din păcate, nu cred că se întâmplă așa. Nu îi spugnesc oamenii neapărat, simțind că acela iau știință. Științele naturale, printre ele și matematică, astronomia, spre exemplu, aritmetica, geometria. Din liceu nu dau la teologie. Cei mai buni elevi din liceu dau la facultăți tehnice, la facultăți de științe naturale și vă spuneam, mulți dintre ei, din păcate, pleacă în străinătate pentru a se împlini profesional, școlar și profesional acolo. Eu i-am răspuns acelea care mi-a spus, mi-a adresat întrebarea de ce am dat la teologie după matematică. Iată, îi spun. Eu am vrut succes la matematică, iată, fiind unul care n-a reușit. Și chiar un succes răsunător în județul de unde vin, care i-a pus pe mulți cumva pe gânduri cum să dai la teologie după ce ai succes la matematică. Poate că merge să dai la a ieșuat undeva și te refugiezi spre preoție, pentru că a fi preot încă o dată astăzi nu este o mare valoare în ochii poporului. Din păcate. Și am spus, scurt vă spun și dumneavoastră ce am spus. În antichitate, mai întâi se studiau științele naturale, printre ele și matematică. Astronomia, spre exemplu, aritmetica, geometria, astronomia, da, medicina. Deci așa urmăriți predicile acestui mare domnic, profesor de matematică, fost profesor de matematică, care are o forță nemaipomenită. Așa am vrut să închei cu asta, Ioana, pentru că, repet, îmi doresc ca lecția noastră să fie o rugăciune și să putem transmite această putere de a, și de încredere în lecțiile pe care
le vor urmări tinerii în această activitate de cunoaștere. La revedere!